Spuneam că această regină sau acest personaj, orice, de orice fel ar fi, deși ar putea să fie și un proiect creativ la care, nu știu, v-ați dori să vă implicați, în care v-ați implicat, dar eu simt că eu un personaj, e o persoană, deci în feminin. Această persoană a venit în viața voastră ca să vă împlinească toate dorințele, să vă ajute să vă descoperiți un nou sens al vieții, să vă ridicați din aceste blocaje, din aceste stări sumbre, din eventual aceste relații nefructuoase, să vă vindecați, pentru că astfel de cupe înseamnă vindecare, să vă ofere o dragoste pe care n-ați mai experimentat-o până acum și să și niște emoții probabil care vă vor copleși. Oricum, în relație cu această persoană veți descoperi un alt sens al noțiunii de relație, de familie, cum am spus și mai devreme la începutul înregistrării, și veți descoperi, pentru că ei erau împărăteasă, să veți descoperi că voi puteți fi împăratul. Veți descoperi o forță pe care poate până acum nici nu îndrăzneați să o visați, să o anticipați. Aici avem semnul Merpecului sau al Taurului. Și este interesant că vine pe casta 10-a. Din muncitorul care erați, puteți să deveniți un mare lider. Probabil că împreună cu această persoană veți fi un cuplu de forță, veți lucra amândoi, pentru că și ei sunt foarte pasionali și doritori să se implice.